in certain texts that they will be present, they will be punished away from the presence of the Lord. Mi se spune în unele texte că vor fi alungați din prezența lui Dumnezeu. In the Old Testament, the same concept is found. Și în Vechiul Testament același concept este găsit. But it's translated, they will be punished from the punishment that comes out from the presence of the Lord. Dar acolo în Vechiul Testament ni se spune că ei vor fi pedepsiți cu pedeapsa care vine din prezența lui Dumnezeu. There is a hell. Există un iad. Are you going there? Mergi tu chiar acum acolo? He says every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ni se spune că orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Now in modern day evangelicalism, în mișcarea evanghelică modernă, we would expect him to say everyone who does not believe in Jesus is going to be cut down and thrown into the fire. Noi am avea tendința să spunem că oricine care nu crede în Isus este tăiat și aruncat în foc. But that's not what he says. Dar aici nu spune așa Domnul Isus. He says everyone who does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Și spune oricine care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Again, he is not teaching that we are saved by our works. Din nou, Domnul Iisus nu învață că noi suntem mântuiți prin faptele noastre. He's simply saying the same thing that James is saying in the book of James. Ci în mod simplu spune aceleași cuvinte pe care Iacov le spune în cartea lui. The one who truly believes, cel care crede cu adevărat, is going to have good fruit. Va avea roadă bună. And that's why he can say this. Și de aceea Domnul Iisus spune aceasta aici. He's arguing against a superficial faith. El aduce un argument împotriva credinței superficiale. James says, you believe in God? Iacov zice, tu spui că crezi în Dumnezeu? The demons believe. Și dracii cred. And they tremble. Și dracii se înfioară. So the demons believe and have more piety than you do. Deci, diavolii tremură și au mai multă pioșenie ca tine. Because at least they tremble. Pentru că ei cel puțin tremură. So many people say they believe in God today, but they do not fear him. Așa de mulți oameni spun astăzi că ei cred în Dumnezeu, dar nu se tem de Dumnezeu. The demons are doing better than they are. Și demonii se comportă mai bine ca ei. If you truly believe, dacă crezi cu adevărat, you will fear the Lord. Te vei teme de Domnul. If you truly believe, dacă crezi cu adevărat, the evidence will be that you bear good fruit. Evidența este acolo prin faptul că vei aduce roadă bună. If there is no good fruit, dacă nu există nicio roadă bună, no evidence of Christianity in your life, nicio evidență a creștinismului în viața ta, then you should fear what's being said here. Atunci ar trebui să te temi de cuvintele scrise aici. In verse 20 he says, so then you will know them by their fruits. Versetul 20 spune, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. How much more emphasis can he give us? Cum poate să accentueze mai bine decât așa aici? Salvation is by faith. Mântuirea este prin credință. The evidence of salvation is fruit. Dar evidența mântuirii se află în roade. Now look at verse 21. Uitați-mă acum la versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. In verse 19, în versetul 19, I'm sorry, in verse 20, scuzați-mă, în versetul 20, he's basically saying this. Domnul Iisus spune, de fapt, așa. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. But he who bears fruit will enter into the kingdom of heaven. Și versetul 20, cel care aduce roade bune va intra în împărăția cerurilor. In 21 he says not everyone who says to me Lord Lord will enter into the kingdom of heaven. În versetul 21 spune nu oricine îmi zice Doamne Doamne va intra în împărăția cerurilor.
But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Again, do you see what he's doing? Din nou, înțelegeți ce face Domnul Iisus aici? Just because you say Jesus is Lord. Doar pentru simplu fapt că spui că Iisus este Domnul. Is not necessarily evidence that you're a Christian. Nu este o evidență necesară, suficientă, că ești cu adevărat creștin. Just because one time you prayed a prayer and asked him to come in. Doar pentru că odată ai rostit rugăciunea și l-ai invitat în inima ta. Or just because you were baptized. Sau doar pentru faptul că ai fost botezat. Or you go to church. Sau că te duci la biserică. Doesn't mean you're a Christian. Nu înseamnă că ești cu adevărat credincios. Does your life bear fruit? Întrebarea este dacă viața ta aduce roadă. Is it characterized by wanting to know the will of God and doing the will of God? Viața ta este caracterizată de cel care cunoaște voia lui Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu. Now look at verse 22. Uitați-vă acum la versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, dar n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Just because you have a ministry does not mean that you are a Christian. Doar pentru faptul că ai o slujire nu înseamnă că ești creștin. Just because you preach in a lot of places does not mean you're a Christian. Doar pentru simplu fapt că ai predicat într-o grămadă de locuri nu înseamnă că ești creștin. And there are many preachers, especially on television. Și sunt mulți predicatori, în special la televiziune, who claim to do miracles, care se ridică și pretind că fac minuni, who claim to cast out demons, care pretind că pot să scoată demoni, and to prophesy, și că prorocesc. And many of them live lives that completely contradict the will of God. Dar mulți dintre aceștia trăiesc vieți care contrazic cu adevărat cuvântul lui Hristos. The evidence of believing. Evidența credinței is a changing life. Este o viață care se schimbă. Now listen, the Christian life is not one of constant progress. Acum, vă rog să înțelegeți, viața de credință, viața creștină, nu este o viață care merge într-un continuu progres. Sometimes it's 4 steps forward and 2 steps back. Câteodată sunt 4 trepte urcate, 2 trepte coborâte. It's a struggle. Este o luptă. It looks something like this. Și arată ceva de genul acesta. Going up. Te duci în sus. Going down a little. Mergi puțin în jos. But then going up again. Dar apoi iar urci. Then going down a little. Mergi iar un pic în jos. Then going up again. Dar iar urci. So it's up and down. Deci este sus și jos. But over the whole life of a Christian you see progress. Dar dacă te uiți în ansamblu la viața unui creștin, vei vedea progres. And those who persevere until the end. Și aceia care vor merge până la capăt, care vor persevera